Autobuzele și microbuzele TPL Suceava vor circula după un program special marți 24 ianuarie, de ziua Unirii Principatelor Române. Societatea de Transport Local în Comun a anunțat că va avea în teren un număr redus de curse și asta deoarece elevii și studenții nu merg la ore, iar instituțiile publice vor fi închise. TPL Suceava aduce la cunoștința călătorilor faptul că autobuzele și microbuzele vor avea un program special de ziua Unirii Principatelor Române. Astfel, programul de circulație al mijloacelor de transport în comun va fi cel valabil zilelor de weekend. Transportul public local Suceava va scoate autobuzele în ziua de marți după programul zilei de sâmbătă, de weekend. La microbuze vom avea un program redus ca pentru o zi de weekend, întrucât instituțiile publice sunt închise și atunci nu e nevoie să mai circulăm nici cu linia 17, nici cu linia 30. În loc de 4 curse vom repartiza numai 2 curse, 2 mașini la capătul liniei 30. Linia 17, care face legătura între oraș și casa de pensie, nu va circula, având în vedere faptul că la casa de pensie nu se lucrează. Iar de miercuri, 25, program normal de lucru.